Vă mulțumesc, vă mulțumesc, vă mulțumesc. Doresc să mulțumesc în primul rând efectivului de la Hărghelia pentru modul minunat cum am fost tratați, doamnei Valentina pentru felul cum a organizat această serie să funcționeze în mod foarte bun. În al doilea rând aș dori să-i mulțumesc domnul doctor care am primit mari lecții de la dânsul. Nu numai lecții spirituale au fost de mare valoare, dar am învățat că trebuie să slujim unii altora pentru a putea face față acestei societăți moderne. Și astăzi o mică experiență, eram cu dânsul și discutam, domnul doctor, cum aș putea să renunț la masa de seară? Programul meu este foarte încărcat. Și mi-a dat o lecție mare. Roagă-te, uitasem acest lucru. Uitasem să mă rog și pentru aceste probleme. Realizările pe care le-am reușit aici la Hărghelia sunt multiple. Nu am venit aici în primul rând să scad în greutate, nu am venit să colesterolul ca să se micșoreze radical, ci am venit pentru un nou stil de viață. Și pot să vă spun ceva, că în mintea mea s-a produs o transformare. În familia mea, soția a încercat foarte mult timp să facă acest lucru, aveam toate condițiile, dar nu a reușit. Dumneavoastră ați reușit. Colesterolul a scăzut, greutatea a scăzut și nu că sper, este o țintă a mea ca să păstrez această sănătate pe care Dumnezeu mi-a dat-o, pentru că prin ea pot să servești la ceilalți. Vă mulțumesc frumos! Mulțumesc.